Și ca în orice moment în care ești legat la ochi, în momentul în care te dezlegi la ochi și spui unde am ajuns, în momentul ăla îți dai seama că ai două variante. Ori te legi înapoi la ochi și mergi mai departe ca să nu te sperii, pentru că te sperii destul de rău în momentul în care realizezi că nu mai știi unde ești, te legi la ochi înapoi și mergi mai departe și spui unde o să ajung, unde o să ajung, nimeni nu știe, nici măcar eu și nici nu vreau să știu. Sau cealaltă variantă, în care spui ok, am ajuns aici și cu toate că nu știu unde sunt, pot măcar să mă gândesc unde vreau să ajung și în funcție de lucrurile pe care le văd acum în jurul meu și pe care le pot studia pentru că nu mai sunt legat la ochi, pot să-mi dau seama unde ar fi mai bine să mă duc și în ce direcție. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la O Inimă cu Minte. Am astăzi un subiect care sper să vă prindă și cred că ne va prinde pe toți, pentru că vreau să vorbim despre dezvoltarea personală pentru generația Z. De ce? Pentru că este o generație nouă, o generație care duce lucrurile înainte și cred că trebuie să ne punem întrebarea cum va duce această generație lucrurile mai departe. Și vreau să vorbim despre dezvoltare personală pentru că se pare că în ultima vreme oamenii nu mai sunt atât de atrași de acest subiect. Vreau să vedem în ce fel tinerii sunt atrași de acest domeniu al dezvoltării personale. Și am împreună cu mine un exponent al acestei generații, un vlogger, un om care se ocupă de a influența pe tineri în mediul online și chiar are o comunitate frumoasă în acest domeniu. Așadar, îi spun un bun venit invitatului meu, Cristian Stan. Salutare, Daniel, și mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur mult că ești la noi în emisiune. Cristi, tu ești, să spunem așa, un om al noii generații și ai o comunitate foarte frumoasă și pe Instagram și în creștere pe YouTube. De fapt, am văzut pe Instagram ultima dată, ai peste 50.000 de urmăritori. Exact. Da, și mai ai încă un alt cont pe care tu postezi Goal Cards? Goal Cards. Este un cont care îmi place să-i spun că este plecat internațional, a plecat de acasă. Uh-huh. Activitatea mea, de fapt, începuse cu acel cont, cu Goal Cards, pentru că n-am vrut niciodată să-mi pun numele meu pe materialele pe care le fac. M-am gândit că ceea ce vreau să exprim nu trebuie să aibă neapărat un nume. Așa că am pus numele de Goal Cards, un nume pe care l-am format împreună cu iubita mea, Diandra, și am dat drumul să plece în străinătate. Adică este un cont bazat doar pe content în limba engleză, care se găsește în îmbrățișare și de prietenii noștri, până la urmă, că popor român, un popor vorbitor de limba engleză. Absolut. Iată-te astăzi într-o emisiune în care vorbim despre dezvoltare personală, pentru că tu ceea ce postezi pe aceste conturi este un conținut de dezvoltare personală. Exact. Cum vezi tu acest domeniu al dezvoltării personale? Pentru că, uite, mă întâlneam cu cineva zilele trecute care este în acest domeniu și are un business în acest domeniu și îmi spunea că dezvoltarea personală este pe moarte. Cum vede un tânăr din generația ta, un proaspăt absolvent de drept? Da? Cum vede această idee, acest domeniu al dezvoltării personale? Mi se pare că este domeniul care, din contră, n-aș spune pe moarte, spune că este chiar la o nouă renaștere, pentru că el a mai avut foarte multe încercări în România de-a lungul timpului, din anii 2000, încă a încercat să fie pus pe piață, într-o piață care nu era poate deschisă conceptului de dezvoltare personală în România, el având un început destul de puternic în America, în state și în părți din exteriorul României, însă în România mi se pare că fix această perioadă este perioada în care dezvoltarea personală are nu neapărat o nouă renaștere, o nouă naștere, pentru că este privit ca un alt concept. Înainte, dezvoltarea personală era privită ca un fel de schemă, fraudă, aș putea să-i spun, în sensul că foarte multă lume spunea de ce am eu nevoie de dezvoltare personală, cu ce mă ajută, ce eu nu sunt destul de bun. În sensul că lumea înainte credea că dezvoltarea personală creează cumva o variantă mai bună a ta, te face să fii mai bun. Și în momentul în care cineva venea și spune eu sunt coach de dezvoltare personală, spunea, cu ce ești tu mai bun decât mine?
cum poți tu să mă ajuți pe mine, de ce crezi tu că ești mai bun decât mine? Mm-hmm. În schimb, în momentul de față nu se mai întâmplă așa. În momentul de față lumea a început să înțeleagă că dezvoltarea personală nu face nimic altceva decât să-ți predea conceptele care să-ți ofere o anumită lejeritate, cursivitate în viața ta de zi cu zi, pentru a nu mai avea acele întreruperi, ba în relație, ba în cariera profesională, ba în viața ta de zi cu zi, pur și simplu îți dă niște guideline-uri, niște instrumente pe care tu poți să le folosești, dar să le interiorizezi în felul în care tu simți să o faci. Nu într-un mod anume, pentru că asta se predă până acum, trebuie să faci așa, așa, așa. Și acum nu, s-a dat cu buretele, s-a spus nu, așa, 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 faci cum simți tu, inimă cu minte, dar în același timp trebuie să ai aceste lucruri în vedere, poate, când mergi pe acești pași pe care tu singur îi faci. Cum ai început tu călătoria în acest domeniu al dezvoltării personale, tu personal? Eu personal nu am știut că încep o călătorie în dezvoltarea personală, am aflat pe parcurs, pentru că cumva viața se întâmplă încât să te aducă în contextul în care trebuie. Pentru mine a fost o perioadă în viața mea, în anul 2 de facultate, în care pentru foarte mult timp mi se pare că am mers, poate spune, legat la ochi și ghidat în anumite direcții de către influențele pe care le aveam deja în jurul meu. Influențele care nu erau poate rele sau bune, pur și simplu erau niște influențe care nu aveau o direcție anume. Nu eram direcționat către un punct. Vreau să ajung în punctul X, vreau să ajung în punctul Y. Erai dus de val. Eram dus de val, exact. Eram legat la ochi și spuneam eu o să merg înainte și văd după aia unde ajung. Și ca în orice moment în care ești legat la ochi, în momentul în care te dezlegi la ochi și spui unde am ajuns, în momentul ăla îți dai seama că ai două variante. Ori te legi înapoi la ochi și mergi mai departe ca să nu te sperii, pentru că te sperii destul de rău în momentul în care realizezi că nu mai știi unde ești, te legi la ochi înapoi și mergi mai departe și spui unde o să ajung, unde o să ajung, nimeni nu știe, nici măcar eu și nici nu vreau să știu. Sau cealaltă variantă, în care spui ok, am ajuns aici și cu toate că nu știu unde sunt, pot măcar să mă gândesc unde vreau să ajung, și în funcție de lucrurile pe care le văd acum în jurul meu și pe care le pot studia pentru că nu mai sunt legat la ochi, pot să-mi dau seama unde ar fi mai bine să mă duc și în ce direcție. Îți mai aduce aminte cumva ce a declanșat această deschidere de ochi la tine? Pentru mine a fost genul de moment în care mi-am dat seama că în momentul în care pierd anumite persoane din viața mea sau renunț la anumite lucruri, renunț la părți din mine, renunț la o anumită încredere pe care anumite persoane sau anumite obiecte mi le ofereau. Și cam ăsta a fost punctul de plecare, momentul în care am spus că nu aș vrea niciodată să depind de anumite lucruri, anumite persoane, anumite evenimente ca eu să mă simt complet. Am spus, în orice context m-aș afla vreodată, pe oricine aș avea lângă mine, pe orice lucru aș pune mâna, nu aș vrea să fiu definit de vreunul dintre acele persoane, acele evenimente, acele lucruri. Vreau ca eu să mă simt complet în pielea mea și să simt că încrederea pe care o am nu se va baza niciodată pe nimic altceva din exteriorul meu și pe doar ceva ce există deja în interiorul meu. Ok, și a fost momentul tău de cotitură, exact, da? Exact, exact. În momentul acela, ce ai început să faci diferit? În momentul acela am avut trei lucruri pe care le-am făcut diferit, o să le spun în ordine cronologică și apoi poate le reorganizez. Am spus că o să am nevoie de o schimbare în programul meu, pentru că eram genul de persoană care mă culcam la 3-4 dimineața, stăteam foarte mult și mă jucam pe PlayStation, asta era una dintre activitățile mele preferate, aveam o dietă destul de dezorganizată, în sensul că dacă mănânci undeva la 2-3 dimineața este destul de greu să poți să asimilezi tot ce pui în corp, dar n-aș vrea să intru în astfel de detalii. Și pe lângă asta, toată activitatea mea profesională se baza doar pe facultate, pe cărțile de drept, pe legislație, adică nu aveam alte activități în exterior. Așa că vreau să schimb cu totul programul, pentru că programul pe care l-aveam înainte mă ținea condiționat de ceva și mă făcea să am încredere în mine doar dacă fac acel program. În momentul în care ies din programul pe care îl făceam deja, ajung într-o zonă necunoscută, în care oricum mă aflam, pentru că am zis că am fost legat la ochi atunci, dar mă duc într-o zonă necunoscută pe care eu mi-o aleg. Și asta mi se pare punctul de plecare cel mai bun. Cu toate că ieși din zona ta de confort, poți să alegi lucrurile la care vrei să renunți și poți să alegi lucrurile pe care vrei să le faci de acum încolo, chiar dacă este o zonă necunoscută. Așa că am spus,
o să încep să fac sală. Mi se părea cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac în momentul de față, pentru că dacă te simți bine în corpul tău, te simți bine în pielea ta, te simți tu bine cu tine. Al doilea lucru, aș vrea să încep să mă trezesc la 6 dimineața, pentru că programul meu cu facultatea nu-mi permite absolut deloc să, sau cel puțin așa credeam la momentul actual, că nu-mi va permite să pot să mă ocup de toate obiectivele astea, și în același timp am vrut să încep să citesc mai mult. Nu mi-am ales ce. Pentru că foarte multă lume ar fi spus că mă apuc de dezvoltare personală. Nu m-am apucat de dezvoltare personală, că nu mi-am ales niciodată să citesc asta. Pur și simplu am început să citesc pe ce am prins la mână prima dată. Și asta este contextul în care m-a adus viața, de care spuneam la început. Deci am început să mă trezesc dimineața, la 6 dimineața, am început să mă duc la sală imediat în momentul în care mă trezeam, adică în jumătate de oră eram la o sală din apropiere, din cartier, și în același timp mă dugeam acasă și aveam o oră și jumătate uneori de citit. Și asta a fost perioada mea de schimbare, care se poate face, după cum am spus, de la 6 dimineața până la 9. În 3 ore am reușit să-mi schimb, cu un program de 3 ore am reușit să-mi schimb mai apoi rutina mea, activitatea mea de zi cu zi, aș spune viața, pentru că ce faci în fiecare zi este de fapt ce faci toată viața ta. Practic, tu ai început să schimbi viața schimbându-ți niște obiceiuri foarte simple, exact. Da? Și de atunci totul a început să ia o altă direcție. Exact, da? exact. Bun, și în momentul în care ai început să mergi la sală, să citești și așa mai departe, te-am auzit odată spunând pe Instagram că aveai o carte pe săptămână? Book of the Week o numeam. Book of the Week. Cum a mers proiectul ăsta? Foarte prost. Extrem de prost. Îmi place sinceritatea. Extrem de prost. În momentul în care am început, nu am crezut niciodată că va fi un proiect care se va dezvolta în online, dar am văzut că prietenii de la facultate erau cumva motivați, încurajați de activitățile pe care le făceam. Deci tu ceea ce făceai... Spuneai mai departe pe Instagram. Spuneam mai departe pe Snapchat. Este o altă aplicație la care am renunțat în cele din urmă. Era o genul de aplicație în care postai și timp de 24 de ore exista postarea ta acolo. Nu existau poze. Cum sunt story-urile exact, pe Instagram? Exact. Instagram a preluat parte de stories de la Snapchat. Dar nu exista parte de poze, nu puteai să pui poze care să rămână definitive, adică n-aveai un perete al tău cu poze, existau doar aceste poze care țineau 24 de ore. Și ziceam, uite, asta e activitatea mea de 24 de ore, pentru că se plia perfect. 24 de ore, ceea ce făceam. Mă trezeam 6 dimineața, morning challenge, provocarea dimineții, o numeam, pentru că era o provocare, 6 dimineața. Pentru tine era provocare, absolut. La sală, la 6:45 antrenamentul, în care făceam o poză și numerotam fiecare poză care era făcută la sală, adică poza 1 din ziua 1, poza 2 din ziua 2, și mereu scriam ziua 1, ziua 2, ziua 3, cumva să se vadă că am început un drum, un proiect, da. Și carte Book of the Week îi făceam la începutul săptămânii, făceam poză la 4 cărți, făceam poză, care ați vrea să fie citită în săptămâna asta, deja când începuse să fie puțin urmărit, care ați vrea să fie citită, alegeam împreună, adică îi includeam și pe ei în activitatea mea. Ce fain! Și în funcție de carte pe care eu o alegeau, adică eu alegeam 4 care îmi plăceau, nu lăsam pe ei total să aleagă ce o să citesc, dar din alea 4 care îmi plăceau, îi lăsam pe ei să aleagă și la sfârșit făceam un rezumat. Am spus că la sfârșitul zilei, la sfârșitul săptămânii, pardon, duminica, eu o să fac cinste cu o cafea tuturor oamenilor care o să vină și o să asculte despre ce este cartea. Eu o citeam, eu făceam cinste cu cafeaua, ca ei să asculte ideea de bază. Și unde vă întâlneați? La Starbucks. Așa. Dar cei mai mulți care au fost vreodată au fost unul, Avendian, iubita mea. Nimeni altcineva. Ce interesant. Și din cauza asta zici că a mers prost proiectul, pentru că prost, vedeau puțin? E pur și simplu un pas pe care l-am făcut mai departe. Bun, dar din perspectiva ta ai reușit să citești o carte pe săptămână? Exact. Că atunci n-a mers exact. Prost deloc, a mers chiar foarte bine. Tocmai de asta, în ideea de amuzament. Și nu am mers prost pentru că, trebuie să recunosc, nu am fost deloc consecvent, adică nu m-am ținut de acest proiect așa cum trebuia să mă țin orice proiect, ca orice afacere, ca orice lucru pe care îl începi în viață. Dacă îl faci odată și vezi că nu merge, nu renunți la el. Mergi mai departe și sunt sigur că în 2, 3 luni, 4, 5, nu știu cât ar dura, ar fi ajuns poate încă o persoană, încă o persoană care m-a chemat, încă o persoană, și s-ar fi ajuns la un număr destul de mare. Dar nu simțeam că sunt în punctul în care cred că nu voiam neapărat să fac asta. Simțeam că le fac pentru mine și nu voiam să ies foarte mult în zona asta deschisului.
Adică am zis, băi, mi se pare că nu, începeam cu stângul. Dacă începeam să fac lucrurile astea doar pentru a veni oameni, nu era ok. Dar aia nu mai e dezvoltare personală, e un fel de showbiz. Showbiz. Dacă le faci pentru tine, le faci acasă și ai în continuare oameni care te susțin, l-aveam pe fratele meu, l-aveam pe Diandra, aveam familia care mă susținea și aveam cei mai buni prieteni. Și mi-era de ajuns să vorbesc cu ei despre chestiile astea, chiar dacă potențial mă ascultam de multe ori. Da, am văzut pe contul tău de YouTube, pe canalul tău de YouTube, că vorbești, da, vorbești foarte ușor, vorbești liber și m-am întrebat cum reușești tu ca tânăr să faci chestia asta, pentru că în școală nu ni se predă public speaking. Exact. Însă, urmărind mai jos videourile tale mai vechi, am văzut că ai fost la Toastmasters. Poți să ne spui puțin despre această experiență și spune și ceva, ce este Toastmasters pentru cei care ne urmăresc și poate nu știu ce este asta. Sigur, Toastmasters este un club în care este foarte mult încurajat public speaking-ul, este un club internațional. Ca să pot să-l asemăn cu ceva, mie îmi place de fiecare dată să-l asemăn cu o încăpere în care te duci să exersezi, nimic altceva. Nu este un curs. Adică nimeni nu îți predă cum să vorbești, nu este un loc în care cineva îți spune e bine, nu e bine, cum faci, trebuie să faci așa, nu, toată lumea face exact cum simte, ca și cum te duce să înveți să desenezi. Nimeni nu-ți spune, nu te ține de mână în timp ce desenezi, toată lumea spune ai putea să faci așa sau ai putea să faci așa, dar tu ești cel care se exprimă. Și Toastmasters este un loc în care eu, tu, oricine se poate duce. Este gratuit, ceea ce mi se pare cea mai tare chestie, adică singurul lucru care este plătit este chiria de la acel loc, pentru că mi se pare normal, te duci într-un loc, trebuie să plătești chiria și este împărțită. Este o sumă care chiar nu contează, adică poate un pachet de țigări pe lună. Nu e nimic care să facă diferența, dar este un loc în care ești încurajat de către toți cei care sunt acolo să înveți să vorbești în public, prin diverse speech-uri pregătite, prin diverse speech-uri improvizate, prin diverse feedback-uri care sunt date foarte bine. Asta mi se pare foarte, foarte important. În momentul în care înveți să vorbești în public, trebuie să ai pe cineva lângă tine care să-ți ofere un feedback sau să-ți ofere o părere într-un mod foarte bun. Să știe la ce să fii atent în momentul în care vorbești, să știe cum să-ți spună, pentru că una dintre marile noastre probleme că nu știm să dăm sau să primim un feedback. Da? Suntem supărați când ni se spune că n-am făcut cum trebuie sau că trebuia să facem altceva, ce știi tu mai bine decât mine. Dar este locul ideal pe care l-aș recomanda oricărei persoane căreia este frică să vorbească în public, pentru că toți de acolo sunt oameni cărora le-a fost frică la un moment dat să vorbească în public sau cărora încă le este frică să vorbească în public. Asta mi se pare cea mai tare parte în toată chestia asta, pentru că sunt oameni exact ca noi care au trecut prin aceleași frici, care au în continuare aceleași frici și care vor să ajungă în aceeași destinație. Uh-huh. Și cum s-a schimbat de atunci felul tău de a interacționa cu oamenii? E ca și cum ai învăța o nouă aptitudine. Adică la început nu ești deloc priceput la asta și te simți descurajat, dar în momentul în care începi să o faci din ce în ce mai des, începi să fii mult mai încurajat. Este doar un instrument, cel puțin în momentul de față, pentru mine este un instrument prin care vreau foarte mult să mă exprim și să-mi folosesc ideile. Nu mă văd niciodată ținând discursuri pe scene sau nu mă văd niciodată ținând discursuri în fața mii de oameni. Mă văd doar vorbind în fața câțiva oameni care sunt prietenii mei și să le exprim, pentru că un lucru pe care nu l-am spus foarte des este că am avut o problemă foarte mare cu dicția și poate încă mai am. Nu știu dacă este sesizabilă în momentul de față, dar... Eu când personal l-am observat. Mulțumesc, adică mă bucur. Când am venit la facultate, colegii mei de grupă, în momentul în care vorbeam, eu ceva genul... Da. Nu înțelegeau ce zic, dar pentru că nu vreau să mă facă să mă simt prost, ziceau da și nu spuneam nimic. Dar eram în stadiu în care nu se înțelegea ce spuneam. Și din punctul ăla am spus că aș vrea totuși să îmbunătățesc asta. Și simțeam că vreau să spun ceva, dar dacă nu poți să spui ceva cum trebuie, nu te ascultă nimeni. E, dacă acel club de Toastmasters te-a ajutat să ai o dicție mai bună, bravo, felicitări. Chiar și-a făcut treaba. Bun, tu ai o comunitate foarte frumoasă pe Instagram și o comunitate în creștere pe YouTube. Pe Instagram te urmăresc peste 50.000 de oameni și de obicei acei care sunt pe Instagram sunt foarte tineri și foarte tineri. Și tu oferi acolo materiale foarte
profunde, dar nu arunci cu chestii foarte ieftine. Și totuși oamenii te urmăresc, adică le dai valoare și dai informație, dai sfaturi foarte faine. Cum ai reușit să crești acest cont de Instagram, de exemplu, de la 0 la 54 de mii, cât are acum? Da. Mi se pare că ca în orice afacere, pentru că cel mai bun mod de a privi asta este ca o afacere. Nu în sensul că de a o monetiza, ci de a o crește, ca pe un copil. Până la urmă, cei care te urmăresc, îi convingi să te urmărească, da? Le vinzi ceva, le vinzi persoana ta, le vinzi practic ceea ce le oferi. Dar nu este... O să ajung mai departe la chestia asta, nu este o chestie monetizată. Exact ca un copil, o afacere, are mai multe perioade de creștere. Și cred că o să știi asta cel mai bine. Momentul în care un copil se naște, trebuie să te comporți altfel cu el, față de momentul în care are 7 ani, 8 ani, 9 ani, trebuie să-i dai o altă atenție. Pentru că când are 7 ani, poate să se ducă singur pe afară, poate să-și facă singur prieten, poate să se dezvolte singur. Dar în momentul în care este copil, trebuie să-i acorzi o atenție deosebită din momentul nașterii până la 2 ani, 10, 2, 3 ani. Nu am copil, dar presupun că cam așa se întâmplă. Ca să raportăm puțin la un cont de Instagram sau la o afacere sau un cont de Instagram trebuie pornit și trebuie avut o atenție foarte mare în primele 6-12 luni. În sensul că trebuie să-ți rupi cumva din timpul tău propriu, timpul tău liber și să-l dedici pasiunii tale, copilului tău, afecerii tale. Trebuie să dedici cu totul. Trebuie să nu ai așteptări, pentru că nu poți să renunți la un copil dacă nu îndeplinești așteptările pe care tu le ai de la copilul tău. Adică e copilul tău, nu renunți la el. Dar în același timp trebuie să-l iubești, adică trebuie să te implici. Cumva încerc să mă raportez și la copil și la Instagram în același timp, dar o să o fac doar pentru Instagram. Trebuie să te implici ca și cum știi deja unde vrei să ajungă. În momentul în care Instagramul meu a pornit, și ne vom referi la Goal Cards, pentru că el a pornit primul, nu contul meu personal, a plecat ca un fel de cont de facultate. În sensul de toți colegii mei de la facultate care mă urmăreau pe contul de Snapchat, cum am zis înainte, au făcut o trecere către Instagram. Cumva am reușit să mut 20-30 de oameni dintr-o platformă pe alta. Un lucru care este destul de greu de făcut, aș spune, să muți dintr-o parte în alta. Dar i-am convins tocmai pentru că lucrurile pe care le scriam acolo îi ajutau. Nu știu cât de multe valoare le dădeau, nu știu cât îi inspirau, nu știu cât îi motivau. De unde știi că îi ajutau? Ți-au spus lucrurile? Dar faptul că îmi spuneau și faptul că mereu se întorceau la mine și discutam pe baza ideilor pe care le scriam, asta pentru mine era cea mai mare dovadă că sunt urmărite și sunt luate ca atare. Sunt gândite lucrurile. Nu iau un citat și mi-l pun în piept. Îl iau un citat, îl citesc și văd ce înțeleg eu din el. Asta făceau și colegii mei și îi apreciez foarte mult pentru că dacă colegii mei de la facultate și prietenii mei din jur nu existau, ceea ce fac eu acum pe internet n-ar fi existat niciodată. Pentru că în momentul în care am spus prietenilor mei că am lăsat contul ăsta de Instagram, a fost distribuit în masă la nivel de facultate. Undeva în 24 de ore aveam undeva la 500 de urmăritori. Care sunt, imaginează-ți o sală de 500 de... Exact. Foarte mulți oameni nu realizează lucrurile astea când vorbești de 500 de urmăritori, de 50.000, de 1.000.000. Imaginează cum e să umpli o sală de 500 de oameni care să urmărească chestia asta. Știu că nu e ușor. Exact. 500 de urmăritori. Însă, cel mai greu punct după acest boom este să-ți dai seama că după aia nu mai crești. Asta este cea mai dureroasă parte. Să faci multă treabă pentru 500, exact, până să... Exact. Pentru că ceea ce se întâmplă de fiecare dată când un content creator sau un om care vrea să intre pe Instagram, ceea ce se întâmplă de fiecare dată este că vede că are un boom la început. Foarte mulți oameni sunt curioși și intră să vadă ce postezi, cum faci. Foarte multe like-uri, foarte multe vizualizări, foarte multe share-uri la început. Dar după ceea ce postezi sau ideea pe care tu o reprezinți a ajuns la saturație, cifrele tale scad. Și în momentul ăla tu spui, ceea ce fac eu nu e bine, nu e apreciat, nu sunt bun la chestia asta și începi singur să-ți scazi valoarea pe care o oferi.
Dar dacă lumea înțelege că asta de fapt e un curs normal, că așa sunt lucrurile la început. La început ai un val foarte mare pe care vii și apoi ajungi din nou la plajă, trebuie să-ți dai seama cum faci din nou să nu-ți până la val ca să ajungi iară pe el, ca să ajungi iară la plajă. Este o fluctuație foarte, foarte jucăușă cu care trebuie să ne acomodăm în mediul online. Pentru că niciodată nu o să reușești să fii pe val de fiecare dată. O să ajungi mereu la plajă, din nou trebuie să urci. Așa că în momentul ăla trebuie să spui, nu este deloc o problemă că nu mai am cifrele pe care le am. Trebuie să începem să schimbăm așteptările pe care le avem, chestii pe care o spune Tony Robbins și sunt foarte de acord cu chestia asta, să schimbăm așteptările pe care le avem și să începem să apreciem lucrurile pe care le avem. Pentru că toată viața noastră o să stăm să ne uităm în stânga, în dreapta, mi-ar plăcea să am aia, eu de ce nu sunt așa, eu de ce n-am chestia aia. Dar în același timp uităm să ne gândim, uite ce prieteni am. Uite ce fel de anturaj am, uite ce familie am, uite oamenii care... Să prețuiești pe cei pe care exact, ai. Exact, să apreciezi ceea ce ai, pentru că toată viața o să poți să stai să te gândești la ce nu ai. Sunt atâtea lucruri pe care poți să le ai și nu le ai. Chiar să ne consumăm toată viața cu lucrurile pe care nu le avem? Da, sunt oameni care se uită mereu la statisticile lor și sunt foarte supărați pentru că încă nu ajung acolo, n-au primit suficiente like-uri, da? Și pentru asta ei își oglindesc valoarea în acele aprecieri și așa mai departe. Te-am întrebat înainte de emisiune dacă ai vrea să te numesc influencer și mi-ai zis că nu. Poți să spui și celor care ne urmăresc de ce nu vrei să-ți spui ție influencer? N-aș vrea să fie o chestie luată în nume de rău, însă partea cu influencer mi se pare că a ajuns o piață care este privită ciudat. În momentul în care spui influencer, la ce te gândești? La un om care poate să influențeze. O persoană, două persoane, trei persoane, oricâte persoane ar putea să influențeze, dar poate să le influențeze. Sunt anumite conturi de Instagram, pentru că nu vreau niciodată să confund viața reală cu conturile de Instagram. Adică nu vreau niciodată să zic că sunt anumite persoane și de fapt să mă refer la conturile de Instagram. Sunt anumite conturi de Instagram care sunt folosite pentru a vinde produse, pentru a se face reclamă, pentru a se monetiza. N-am absolut nicio problemă cu asta, mi se pare un business foarte bun, mi se pare un business care se face, un business care a prins. Însă, ideea de influencer trebuie să se bazeze la oamenii care pot să trimită un mesaj, un produs, un serviciu care să-ți influențeze ție viața. Nu vreau să-ți vând un șampon pentru că vreau să vând, pentru că am mota arabă în față. Și poate șamponul, produsul pe care eu îl folosesc, să fie atât de bun, tu să ai încredere în mine și o să spun, produsul ăsta e bun. Dacă vrei, cumpără, dacă vrei, nu-l cumpăra. Eu probabil am primit bani, ca așa se întâmplă pe Instagram, ca să-l promovez. Dar nu o face pentru că eu vreau să vând lucruri, ci fă-o pentru că tu ai încredere în mine. Asta e diferența, mi se pare cea mai mare diferență între un content creator, un om care creează conținut, și un influencer, care influencerul este de fapt omul care ajunge să vândă. Mie mi se pare că se pierde încrederea în mediul online în momentul în care tot ce vrem să facem este să vindem și nu să influențăm. Tu mai degrabă vrei să fii o influență pentru că ai un mesaj. Eu nu am vândut niciodată nimic în mediul online, absolut niciodată și nu o să o fac niciodată. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să fac, poate să încurajez anumite persoane să urmărească niște oameni care mie mi se păreau demni de urmăriți. Niște antreprenori, niște persoane care țin seminare, niște oameni care vând niște cursuri, niște oameni care sunt buni în ceea ce fac. Dar nu am primit niciodată bani, nu am acceptat niciodată bani ca să vând un produs. Pentru că am spus că eu nu vreau să mă folosesc de comunitatea și de imaginea pe care am creat-o ca să-mi generez mie un venit propriu. Cine știe, poate o să se întâmple vreodată chestia asta. Nu vreau să nu fiu sincer cu asta. Poate odată o să vreau să ajung să fiu un profesionist în treaba pe care o fac și ca să fiu un profesionist trebuie să fii plătit. Poate o să se întâmple odată, nu pot să-mi imaginez acum. Dar în momentul prezent, ceea ce vreau să fac din activitatea mea pe online este să ajut oamenii. Și la asta vreau să fiu destul de specific. Sunt oameni, sunt copii care îmi spun că nu au părinți, care îmi spun că sunt lăsați în plasament. Sunt oameni care îmi spun, copii care îmi spun că sunt abuzați de părinții lor, de oameni din jur, din cei care mă urmăresc. Sunt oameni care au poate un tată bețiv, o mamă care nu mai este acasă, poate stau doar cu mama, poate tatăl lor este plecat. Sunt oameni care au crescut și oameni pentru că spun că au și 20, 30, 40 de ani. Sunt oameni de 50 de ani care îmi scriu și care au trecut prin chestiile astea și care au încredere în ce spun eu, cu toate că am 24 de ani și nici mie nu vine să cred că am încredere în mine,
Sunt oameni care nu au crescut cu sfaturile cu care noi am crescut, sunt oameni care nu au crescut lângă părinții cu care noi am crescut, sunt oameni care nu au crescut cu prietenii pe care noi avem. Și acum este responsabilitatea noastră să dăm ce am învățat mai departe. Pentru că numai dacă ne ajutăm, numai dacă ne susținem unii pe alții, putem crește împreună. Altfel nu. Dacă eu iau doar pentru mine ce am învățat de-a lungul vieții, ce am învățat de la părinții mei, de la frații mei și nu dau mai departe, nu neapărat copiilor mei și vecinilor mei, ci pentru că am oportunitatea asta să o dau oricărui om care vrea să o primească până la urmă și sunt 50.000 de oameni, acum un an erau 30.000, lucrurile astea chiar merg, adică oamenii chiar sunt încurajați de chestia asta, că dacă n-ar merge, nu ar crește. Dacă am oportunitatea asta, o să o fac. Și nu monetizat, nu, fără bani. Nu am nevoie de bani, chiar mă împlinește mult mai mult, nu m-aș simți bine să iau bani pentru chestia asta. Mulțumesc mult, Cristian, pentru ce ai spus. Ai spus niște lucruri foarte tari. Suntem la final de emisiune și te voi pune să alegi între inimă și minte. Pentru că așa este emisiunea noastră. Nu au ajuns la emisiunea noastră creierul și inima pe care cei care ne urmăresc sunt obișnuiți. Am acolo două plicuri. Alege care vrei să le alegi astăzi. Ce simți? Ce alegi? Inima sau minte? O decizie destul de grea. Trebuie să fie mereu o legătură între ele. Absolut. Instinctul îmi spune inima. Ok. Te rog. Întotdeauna când alegem una, de fapt, este locul de unde pornim ca să mergem spre cealaltă. Da? Mergem de la inimă spre minte sau de la minte spre inimă? Tu ai ales să mergi de la inimă spre minte. Știu că Iisus Hristos a spus la un moment dat că dacă reușești să unești ceea ce e în minte cu ceea ce e în suflet, reușești să muți munții. Da, asta este o definiție frumoasă a credinței. Te rog, spune-ne ce scrie pe citatul acela. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fi un exemplu pentru credincioși în vorbe, în comportament, în dragoste, în credință și în curăție. Apostolul Pavel. Cum ți se pare? Foarte frumos. Mi se pare că se referă exact la activitatea pe care o facem noi doi, poate. La faptul că nimeni nu trebuie să țină de rădere lipsa de experiență, aș putea spune, din cauza tinereții. Nimeni nu poate să spună, ești prea tânăr ca să-mi spui mie lucrurile astea. Pentru că sunt anumite vorbe, anumite gânduri, anumite gesturi pe care nu le faci din experiență, ci le faci din ceea ce spune inima să faci. Și ceea ce spune inima să faci este mult mai puternic decât ce ar putea mintea ta să învețe din ceea ce este expus în fața ei, pentru că trăim într-o lume creată de om, însă inima este creată de Dumnezeu. Frumos. Mulțumesc mult, Cristian, pentru prezența ta în emisiune și te mai aștept și cu alte ocazii. Mare drag. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Dacă vreți să faceți ceva astăzi sau săptămâna aceasta, nu uitați să o faceți cu inima, cu minte. La revedere! Dragii mei, cred că v-a plăcut de Cristian Stan, mi-ar plăcea să-l urmăriți și pe Instagram și pe YouTube, aveți mai jos linkurile și de asemenea nu uitați să dați subscribe la acest canal. Vă mulțumesc, numai bine, la revedere!